Pacea Domnului! Astăzi aș vrea să vă mărturisesc o bunătate și un har și o îndurare care a arătat Domnul în viața mea în urmă cu o lună. În urmă cu o lună eram eu așa legat, supus puterii boalei secolului care este jocul de video. Înainte cu o lună mi-amintesc clar că stăteam minim 3 ore pe calculator pe zi, fără problemă, în continuu, consecutiv, minim 3 ore. Și n-aveam problemă, nu mă oboseam, chiar dimpotrivă mă bucuram și îmi găseam plăcerea, dar când era momentul să iau în mână cuvântul lui Dumnezeu, nici măcar 5 minute nu puteam să stau cu el în mână, căci altfel îmi fugea gândul la jocuri, îmi fugea gândul la altceva, dar cuvântul lui Dumnezeu nu puteam să stau nici măcar 5 minute cu el în mână. Stăteam și mă plictiseam și îmi găseam altceva de făcut. Și din cauza asta am avut eu câteva certuri cu mami în privința acestui lucru. Mă certam și numai ca să o fac pe ea să termină, ziceam, na bine, gata, mami, promit lui Dumnezeu că mă lasă jocuri. Mai mult de 5 ore am făcut așa ceva și nu m-am putut ține. Nu m-am putut ține de legământul care l-am făcut cu Dumnezeu. Dar în acel moment atât de robit eram încât nu înțelegeam gravitatea situației. Iubeam jocurile, iubeam păcatul, iubeam lucrul care mă robea. Dar de pe Dumnezeu l-am împins la o parte, am uitat de El. Pe Dumnezeu l-am pus într-un colț retras și nu l-am mai băgat în seamă. Până într-o zi m-am încertat din nou cu mami și am zis, no, bine, mami, dar dacă Dumnezeu îmi vorbește că jocurile nu-mi fac bine și zice Dumnezeu să mă las de ele, mă voi lăsa. Iar am făcut o promisiune și după aia m-am lăsat. Și următoarea dimineață, Domnul mi-a vorbit. Am citit cuvântul, am deschis cuvântul, a picat pe Matei, capitolul 5. Și vorbea despre jurăminte, vorbea despre legământ. Dar tot eram rupt în jocul și n-am băgat în seamă, am crezut că era ceva ordinar. Și am continuat și o sâmbătă, era o seară de veghe. Mami stătea și se ruga, eu pe calculator mă jucam jocuri. Dar ceva în mine nu mă lăsa, ceva în mine zicea că nu e bine să stau, ceva în mine zicea să mă duc jos să-mi stau la rugăciune, dar nu meream. Până când m-a strigat mami de jos și a zis, hai Lili, la rugăciune. În momentul în care am venit jos și m-am pus pe genunchi, Domnul mi-a vorbit și a zis că Elisa, de ce te-ai îndepărtat de mine? Elisei, de ce ți-ai pierdut credința față de mine? Acea săptămână eram cu credința la pământ. Dragostea din tâi pe care o aveam era umplită, nu mai simțeam, nu mai simțeam dragoste de rugăciune, nu mai simțeam dragoste de a citi cuvântul, de a sta în părtășie cu Domnul, de a sta în prezența Domnului. Și Domnul mi-a zis că de ce te-ai îndepărtat de mine? De ce nu mai a fost așa de aproape de mine? De ce te-ai dus? Și a zis Domnul că vrea să-mi dea o șansă, a zis că vrea ca să cercetez Scriptura, vrea Domnul ca să stau mai aproape de El, că dacă voi mai sta aproape de El, El mi se va descoperi. Și în momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit, mi s-a prins un beculeț în gând. Mi-am amintit în acea dimineață când am citit Scriptura, când a picat pe Matei capitolul 5, am amintit și dintr-o dată o durere în inimă m-a străpuns așa o durere, nu pot să vă explic, mă tângea, așa durere simțeam, așa de rău îmi părea că n-am ascultat de Dumnezeu, așa de rău îmi pare că n-am ascultat de Părintele meu Ceresc, că n-am stat în veghere, că n-am stat aproape de El, îmi pare așa de rău că mi-a făcut așa atât de mult bun. Dar am ales să iubesc băgatul în loc de El. După aia, următoarele cuvinte pe care le-am avut în rugăciune era, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, sunt păcătos, Doamne. Iartă-mă, Doamne, că nu sunt vrednic, Doamne, dar îți cer iertare, Doamne. Deși am păcătuit înaintea Ta, Doamne, și Te-am pus la o parte, Doamne. Iartă-mă, Doamne, și ai milă de mine. În acel moment,
Era ca niciodată, niciodată înainte n-am zis cu așa durere, cu așa sinceritate. Ziceam, Doamne, mă las de jocuri, dar de data asta ziceam cu lacrimi. Ziceam cu durere în suflet și de fiecare dată când ziceam, Doamne, iartă-mă, mă durea inima. Nu mă mai simțeam vrednic ca să mă numesc creștin, nu mă mai simțeam vrednic ca să mă ridic pe picioare și să mă rog Lui. Dar m-am rugat pentru iertare și pentru eliberare. Și în această seară, glorie Domnului, Domnul m-a eliberat, aleluia. De atunci nu m-am mai jucat niciun joc. De atunci nu m-am mai uitat niciodată la un joc video. De atunci le urăsc, de atunci nici măcar în vedere nu vreau să le mai văd. Pentru că de fiecare dată când mi-am amintesc de ele, mi-am amintesc cât de mult rău mi-a făcut. Dar de fiecare dată mă uit la Domnul, mi-am amintesc cât de mult bun mi-a făcut Domnul. Cât de mult m-a iubit Domnul, că încă când eram păcătos, El m-a iubit, aleluia. Încă când nu-L știam, El m-a iubit și m-a chemat, aleluia. De aceea e următoare cântarea. Am ales-o specific pentru că zice primul vers, mai binecuvântat, o Doamne, Dumnezeu m-a binecuvântat. M-a binecuvântat și m-a eliberat, aleluia. Și vreau ca mărturia aceasta să fie o inspirație și pentru alți tineri, pentru alți oameni care au nevoie de Dumnezeu, care au nevoie de liberare, să vadă și ei bunătatea și splendoarea lui Dumnezeu, să zică ei cu adevărat că-s Doamne, Te iubesc și nimic altceva în lumea aceasta nu mai are loc în inima mea decât Tine. De aceea, Doamne, vreau să Te slujesc și vreau să-ți cânt în această seară o cântare.